Azione. Azione. Zile. Pe cum pleacă acum și mâine ce face? Mă sudați un pic. Ce faci? Pe unde umbli? Uite că a ieșit. Cum e, domn doctor? E bine. Operația de curs normal. Nu au fost complicații. Și putem să-l vedem? Poate peste câteva ore, că acum doarme. Îmi pare rău, eu vă înțeleg. Astea sunt regulile. Înțeles. Dar la astea tare? Cam 5 cm, cum v-am zis înainte de operație. Da, 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 cum ați zis. Și asta înseamnă că o să rămână cu cicatrice, nu? Ei, stați liniștiți, că până se face mare nu o să se mai vadă nimic. Și o să aibă dureri? N-ar trebui să aibă, dar dacă are, o să-i dau eu un analgezic. Să-i dați, să-i dați, da. Deci o să facă și bine mâncarea... repede. Da, stați liniștiți că o să se recupereze rapid. Mulțumim, domnul doctor. Maria? Și stai puțin. Și mâncarea? El e cam pretențios. Are voie să mănânce orice? Să nu-i dați gras sau prăjit câteva zile și să bea multe lichide. Da, o să bea. Mulțumim, domnul doctor. Hai, dă-o. Da, imediat. Imediat. Mulțumim din suflet. Haideți, domn doctor, vă rog, cum se poate. Mulțumim. Mulțumim. Și domnul anestezist? Îi dăm plicul sau îl las dumneavoastră? Păi îl las dumneavoastră. Am înțeles. Dar puteți să-l chemați, vă rog, că trebuie să ajung la serviciu. Da, o să-i spun. Mulțumim, vă. Păi, vă țin la curent, da? Da. Stați așa. Mulțumim. Treceți, vă rog. Mulțumim mult, domn doctor. Ne țineți la curent, da? Da, sănătate. La revedere, mulțumim. Hai că dacă vrei, rămân, du-te și rămân. Nu, las că mai stau și-o puțin. Ce vrei și el, hai. Set. Acțiune. Acțiune. Trebuie să mai stai câteva zile. Pe cum pleacă acum și mâine ce face? Mă sudați un pic. Ce faci? Pe unde umbli? A întrebat profesorul de tine. Mă, ești surd? Vorbește-mă cu mine! Sir! Acține! Ia-ți câteva zile libere să-ți revii. Nu am nevoie. Ba, ai nevoie, ești în șoc. Da, mă, sunt șocat că nu m-ai susținut. Avem un fac, un dulap, avem aplica, trei dulapuri cu sticlă, servanta, măsura cu găiurile. Da, la baie avem una bucată boiler, nu nouă, ți l-ai văzut. Ne-a despălat cu 6 programe. A, și aplica de păhul. Seri. Hai. Imediat în spate, domnul profesor. Deci eu imediat în spate. Că asta e treaba asistentei șefului. Da? Nu notați nimic. Hai, hai, hai! Hai că n-am toată ziua la instituția voastră. Cine a fost de gardă? Eu, domnule profesor. Am avut doi pacienți pe la două. Lasă, Elie, că îmi spui raportul la sfârșit. Mai întâi împar Elie. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Sunt Alina Rad, iar în această seară am un invitat special, Alexandru Suciu, un tânăr actor, The Loan, actorul principal al unui film care face ravagii în acest moment în România, pentru că e vorba de un film dureros de real, dureros de actual. Vorbesc despre filmul Să nu ucizi, o proiecție pe care o putem vedea la Zalău mâine și poimâine. Alexandru Suciu, bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! E o onoare să te avem aici. Când ai fost ultima dată la Zalău? Că tu ești Zălăuan de-al nostru. O lună. 4, deci am venit mai devreme. Pe 28, când a fost premiera la Cluj,
28 februarie, a fost prima la Cluj. Ai dat o fugă și până acasă. Înainte de a vorbi despre cel mai recent film al tău, Să nu ucizi, vreau să începem prin a vorbi cum ai ajuns tu, tânăr zăloan, tânăr din provincie, actor la București. Ce te-a determinat să alegi această cale, în primul rând? Când eram în liceu, veneau la noi în Zalău, nu știu dacă mai știi tu, veneau ăștia la Teatrul de Nord cu spectacole. Și, evident, cum cred că se practică și acum, cel mai ușor vinzi biletele, te duci la licee, intri în clasă, cât? Exact, exact. Și atunci am văzut la ăștia de la Teatrul de Nord, am văzut prima dată o piesă de teatru și am rămas așa. Mamă, ce fac ăștia aici? Asta vreau și eu. Cum fac? Să fac și eu. Unul din verișorii mei, din partea lui maică mea, e și el e mult mai mare ca mine și el era deja actor la București. Și vorbim și cu el și așa, uite că vreau să mă interesează domeniul ăsta, uite, în direcția asta vreau să mă duc. Am vrut să dau la regie prima dată. Și-a zis, bă, lasă, fă actorie, că după aia, dacă vrei, poți tu să și regizezi. Poți să faci și altceva. Nu-i problemă. Și am fost la București pentru că era și el acolo și era un ajutor, că până am făcut rost de cămin și așa m-am avut unde să stau. Nu erai singur pe lume. Și, absolut, că asta e, da. Și am dat admitere și restul e istorie. E greu pentru cineva venit din provincie? Te-ai lovit de tot felul de piedici, de prejudecăți? Nu. Mai ales în domeniul ăsta al teatrului și numai teatrului, în artă, în general, oamenii sunt mai deschiși la minte cu totul și nu... chiar dacă mai făceam glume și că vorbeam cu accent, că lucruri din astea normale... Până la urmă, dar... accentul acesta e destul de greu să scăpăm. A, mie îmi place, nu chiar nu mă deranjează deloc și sunt mulți care încearcă să limite și nu reușesc, nu le iese mai rău. Și greu, eu cred că dacă faci ce îți place și faci ceea ce îți dorești cu adevărat să faci, chiar dacă obiectiv e greu, nu simți asta. Că te concentrezi la alte lucruri, nu la faptul că vai, nu vezi povara. Absolut, da. Când erai mic, mergeai la filme? Îți plăceau filmele? Când erai tu mic, aveam cinematograf la Zalău. Da, era. Și am aflat de curând că nu era. Eu știam numai de scală. Mai când era încă unul. Dar mai era Libertatea. Libertatea, da. Exact. Nici acum nu știu unde e Libertatea, nici atunci n-am știut. Știam numai de scală. Și mergeam la scală. De câte ori se schimba, dacă mai țin minte că era... afișul ăla, exact. Numai la vizie, dar era deasupra, unde scrie scala, era un banner mare pe care o picta cineva. Că nu era printat, era exact, pictat exact. Cineva și mi se pare erau foarte tare picturile alea pe care le făcea. Uite, vezi, asta e foarte interesant. De a favor, cine era domnul ăla? Picturile da. Care anunțau filmele la exact, scala. Exact, da. Cum vezi tu acum situația? Suntem fără cinematograf. Un oraș, municipiu, fără cinematograf. Deocamdată nu știu cum văd situația. O să văd mâine și poimine dacă vin oamenii la film, că de auzit tot au, domnule, că ce nasol, că nu avem, de ce n-avem, ar trebui să avem, cum facem să se deschidă. O să vedem dacă avem sau nu pentru cine. Pentru cine, exact. Dacă o să vină oamenii la film. Eu sper să vină în același timp. Până la Cluj m-am venit să duc să vadă filme la cinema, la mall. Acum nu știu dacă să duc să vadă filmele sau să duc la mall. Eu sper că merg pentru că chiar vor să vadă filme și înțeleg că experiența în cinematograf e total alta decât aia de acasă, de la televizor sau de pe un laptop. Și am ajuns la Să nu ucizi. Un film, așa cum spuneam mai devreme, dureros de adevărat. Iar tu joci rolul principal. Chirurgul pediatru Cristian, care luptă cu sistemul și, din păcate, luptă singur. E o luptă oarbă, fără șansă de câștig. Din contră, pe parcursul filmului, medicul nu rezolvă situația, își creează dușmani unul după altul. Hai să începem cu titlul filmului. Ce înseamnă Să nu ucizi? Unde ne trimite?
Acum, filmul are mai multe niveluri de înțelegere. Există? Să mai spunem că pornește de la o treabă reală, dar povestea din film este ficțiune. Pornește de la scandalul celebru al dezinfectanților diluați, folosiți ani de zile în spitalele din România. Un scandal care a ținut prima pagină a ziarelor foarte, foarte, foarte multă vreme. De aici pornește și filmul vostru. Da, pornește de la... e inspirat din cazul ăsta real și filmul își pune problema ce s-ar fi întâmplat dacă în momentul ăla ar fi existat un cetățean, în cazul ăsta un doctor medic, un membru al al sistemului, da, care încearcă să facă ceva în legătură cu asta. Observă că există problema asta, își dă seama cât e de gravă și încearcă să vadă, nu să vadă, el chiar își dorește și chiar crede că poate să facă ceva în legătură cu asta și să remedieze situația. Acum, până la sfârșit, vede el. E o luptă oarbă, cea pe care o duce medicul în cele 2 ore și jumătate cât are filmul. Trece prin tot felul de stări. Cum a fost rolul acesta pentru tine? A fost o provocare? Mi se pare un rol care necesită foarte mult nerv. Adică... îți trebuie o expresivitate foarte, foarte mare pentru a transmite stările acelea, măcinările interioare ale chirurgului Cristian. Am avut noroc cu Gabi și cu Cătălin, ei sunt scenariști și ei au și regizat filmul. Am mai făcut cu ei un scurtmetraj înainte, acum în 2016, cred, cel care a ajuns la Palme d'Or. Da, cu care am fost și la Cannes, în competiția oficială, dar ce a fost pentru mine foarte benefic la lucru cu ei este faptul că am avut un timp de repetiții foarte lung înainte să începem să filmăm efectiv. Asta pe mine unul m-a ajutat foarte mult, că am avut timp să văd cum e personajul ăsta, cum e... cum să intru în rol, practic. Da, și să mă gândesc la eu ce aș face în situațiile astea. Și dincolo de ce aș face eu, de ce personajul ăsta nu reacționează ca mine sau nu a reacționa așa cum aș face eu. Că Cristian Badea e unul, eu sunt cetățeanul Alexandru Suciu. Și iar faptul că am avut 2 luni de repetiție înainte a fost ceva extraordinar și m-a ajutat pe mine foarte mult. A fost greu de intrat în pielea personajului? E un personaj complex. Cum să avem doar 0,2%? Când în vest rata e de 50%. Și ce spitale și condiția au față de noi? Bine, și care explicație? Infecțiile nu sunt declarate. Nu mai fă probleme la muncă. Și ce vrei să fac, să tac? Păi nu ai zis tu că n-are pic de alcool în el? Bă, Toro, zi măcar tu ceva. Mă, Marius, vorbiți, mă, ce am înnebunit, tu ziceți, mă, care fac ceva! A fost greu să mă abțin. Indicația pe care am primit-o cel mai des a fost nu mai fi așa nervos, nu mai un pic mai rețin, nu mai băga atât în... Nu mai pune de la tine. Da, pentru că citind scenariu și gândindu-mă la situațiile astea, eu sunt și mai din fire, mai aprins, mai... Situația în sine stârnește revoltă. Absolut, absolut, absolut. Dar, evident că am înțeles, eu probabil că aș fi dat cu pumnii în pereți și aș fi făcut scandal și așa, că așa e firea mea, dar personajul ăsta, fiind alt tip de fire, alt tip de om, având altfel de pregătire decât am eu, normal că reacționează și acționează și și funcționează altfel decât... Putem să dăm un pic din casă, pentru că filmul a avut premiera deja în 1 martie, în 30 de orașe din țară. Acest medic pe care îl interpretezi tu e un chirurg pediatru care pierde un pacient. Pacient care a fost operat, operația a fost o reușită, dar pacientul, un copil, moare pentru că ia niște bacterii din spital. Și aici ajungem la dezinfectanții folosiți, diluați de până la 10 ori. Asta e, de fapt, problema. Asta declanșează conflictul interior al medicului. Da. Care ajunge, pe urmă, să ducă o luptă cu sistemul. E un Don Quixote care se luptă cu toată lumea fără rost. Da, așa este. Toate informațiile tehnice din film sunt
absolut reale legate de cazul Hexi Pharma de la care am pornit. Povestea medicului care pierde un pacient e 100% ficțiune sau da, se apropie da. De un caz pe care îl cunoașteți? Deci, povestea medicului nostru care pierde un pacient din cauza infecțiilor nosocomiale din spital e ficțională. Probabil că, adică, evident, sigur că există medici care au pierdut pacienți exact, din diverse motive și din cauza asta, cu siguranță. Noi n-am pornit de la un caz clar, specific. Ne-am imaginat noi, cum ar fi, mă rog, Gabi și cu Cătălin. Și am pornit de la imaginându-ne cum ar fi să... Ce s-ar întâmpla dacă ar muri un pacient din cauza unei infecții nosocomiale după o operație de rutină, că e vorba de operație de hernie, despre care am făcut multe cercetări înainte. Ca să știi exact ce presupune, cât e de simplă. Absolut. Cât e de simplă sau nu, am vorbit și cu destul de mulți medici, chirurgi, prieteni ai noștri înainte și am întrebat despre fiecare detaliu. Dar dacă faci aia, ce se întâmplă? Dar dacă e așa, în câte ore să... Deci v-ați făcut bine temele, practic. Da, cât am încercat, da, să facem... Să fim foarte pregătiți, fiind subiect atât de sensibil, să nu poată să vină nimeni să zică nu mă, acolo nu e așa, nu aveți dreptate, că acolo nu așa este situația. Încercați să avem grijă să nu putem fi, să nu aibă nimeni ce să comenteze din punctul ăsta de vedere și ca oamenii să, lumea să concentreze la problema reală. Cum facem... Fac și eu de multe ori la filme, n-are mă cum să se întâmple așa. Nu, în realitate nu e așa. Sunt trucaje. Da. Și totuși, povestea asta din film, chiar dacă aici e abordat punctual un conflict intern, un conflict interior, de fapt, al unui medic din sistemul sanitar, îmi spuneai când am vorbit la telefon zilele trecute, că putem foarte bine să extrapolăm și să o considerăm o problemă a sistemului economic, judiciar, politic din România. Cum de ce? Păi nu au fost toți în comisie când s-au licitat biocidele? Adică și-au luat partea. Avem DSP-uri, avem ISP, avem corp de control al ministrului. Ce, nimeni n-a văzut nimic? Poate că au fost ajutați să nu vadă. Am vorbit cu spitalul, am fost la minister și nimeni nu a luat nicio măsură. Pentru că toți primesc bani de la Septofarma. Și managerii de spitale, și șefii de secție, și asistentele șefe, și DSP-urile, și ministerul. Tu ce-ai face? Mi-aș da demisia. A, da? Și să vină un prost în locul meu. Mai bine decât un hoț. Adică Gabi și Cătălin cred că au ales să-și spună povestea în domeniul ăsta, pentru că e un domeniu care are consecințele cele mai grave și imediate. Nu funcționează lucrurile în sistemul medical când te duci la spital, mori. E o chestie de viață și de moarte. Pe când, dincolo, în sistemul educațional, economic, juridic, care sunt domeniile la fel de importante și care trebuie să funcționeze la fel de bine și de corect și în folosul cetățeanului, consecințele nu sunt neapărat... Nu pot fi fatale întotdeauna și până termină copilul școala și l-ai văzut că nu s-a ales mai lucruri de capul lui, mai ai timp poate să mai corectezi lucrurile, să-ți dai seama parcurs, bă, copilul nu învață la școală ce ar trebui și cum ar trebui, hai să vedem ce mai e de făcut. Pe când aici... Când e vorba de viața omului, impactul era mult mai mare. Absolut. Și să fie transmis așa mesajul. Cred că de asta au ales ei să spună povestea asta în felul ăsta, ca impactul să fie cât mai mare asupra spectatorului, că poate ne trezim, ne dăm seama că nu mai putem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să vină nu știu cine și să ne scoată din necaz. Ca ce să înțelegem noi din filmul ăsta? Că e momentul să luăm atitudine? Momentul să luăm atitudine era de mult, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Da, asta ar trebui. Eu asta sper să înțeleagă oamenii. Că nu e normal, nu e ok să... Nu e util, nu folosește nimănui
așteptarea asta, da, toți ne dăm seama, da, e rău, nu e bine, aia nu funcționează, aia nu funcționează, dar trebuie să facă altcineva ceva în legătură cu asta. Nu e responsabilitatea mea. Ori nu, e responsabilitatea noastră a tuturor, a fiecăruia dintre noi. Că i-am ales pe ăia și să facă ăia. Ultima dată când a fost cu votare, nici măcar asta n-au făcut mulți dintre noi. Nici măcar nu s-a dus la vot. Nimeni. Un aspect important e că filmul ăsta nu pune la îndoială moralitatea medicilor, deși și acesta este un subiect actual în societatea românească. Medicii care iau șpagă, nu iau șpagă, tratează corect sau incorrect, acordă atenție, nu acordă atenție pacientului. Aici, în filmul vostru, nu e pusă la îndoială moralitatea medicului, ci pur și simplu actul medical care poate fi grav afectat de un sistem bolnav. Da, în niciun caz nu e pusă sub microscop moralitatea medicilor. Pentru că în film există și secvența cu părinții care li se oferă oportunitatea să măcar să încerce să facă ceva și zic. Așa a vrut Dumnezeu. Ce spuneți cu e memorabilă partea în care medicul discută cu părinții care își pierd copilul și părinții refuză să facă ceva și pun totul pe seama destinului. Așa a fost să fie. Păi nu așa funcționăm, nu așa suntem. Nu. Ăștia suntem, din păcate. Așa a vrut Dumnezeu. Ce să facem? Asta este. Asta e vorba noastră. Asta e. Ce să facem? Păi, nu știu, dacă ne-am mobilizat un pic și am fi dispuși să depunem un minim efort, să ne informăm, să vedem că poate există ceva de făcut. Poate că nu doar asta este, n-avem ce face. Poate există ceva. Ce putem să facem ca să schimbăm lucrurile în bine. Practic, filmul e un manifest care ne încurajează să ieșim din starea asta de pasivitate și să ne cerem drepturile, să cerem să ne fie respectate drepturile, să trăim într-o societate decentă, morală. Absolut, să ne cerem drepturile. Noi ni le cerem tot timpul, ni le zicem. De acasă, din fața televizorului. Păi de ce nu avem aia? De ce nu e așa? De ce nu e așa? Da. Când vezi că aia nu și nu face nimeni nimic, mi se pare cumva că trăim așa într-o lume ușor suprarealistă, absurdă, în care vedem că nu funcționează lucrurile cum trebuie, să ne revoltăm când ne întâlnim și discutăm. Așa, că de ce? Că de ce nu se întâmplă? Dar nu mișcă nimeni, nu nimeni. Prea puțin sunt aia care încearcă să facă ceva și cum a spus un celebru filozof, puterea stă în numere. Dacă suntem 5 care vrem să schimbăm ceva și mai stăm în fața noastră 100 care zic, nu, o lasă că e așa. E clar. Personajul tău, medicul, e un om al principiilor. Ține foarte mult de principiile sale, niște principii sănătoase, dacă stăm să o judecăm. Și vezi foarte bine ce pățește. Adică filmul ne arată foarte bine ce ți se poate întâmpla atunci când tu ai niște principii pe care vrei să le urmezi, să le respecti. Riști să-ți pierzi locul de muncă, apar conflictele cu superiorii, cu cei cu care lucrezi, probleme în familie, pentru că și în familia medicului apar tensiuni. Și atunci, ce facem? Nu știu, eu nu am o soluție clară, că nu am. Ideea noastră... Dar filmul cu siguranță îți dă de gândit. Ăsta cred că e mesajul. Sperăm. Adică asta ne dorim cel mai tare, ca spectatorii când ies din sală, să-și pună niște întrebări și să se gândească la niște lucruri. Ce decizii o să ia mai departe acolo, noi nu mai avem niciun control, dar măcar dacă le-am dat de gândit, noi ne-am atins scopul. Sau părinților. Este vina spitalului. Când a murit de la operație. A făcut infecții de la bacteriile din spital. Înțeleg că mor pacienți din cauza unor biocide. Da, și o să mai moară. Filmul te încurajează pe de-o parte să fii un om al principiilor. Da. Ți-l prezintă ca model pe acest tânăr medic. Dar pe de altă parte îți arată și reversul medaliei. Uite, când tu îți urmezi principiile, îți pui în cap un întreg sistem.
când faci asta de asta un singur... Asta e realitatea, din păcate. Asta e realitatea și... În România așa absolut se întâmplă. Și asta e riscul când faci asta de unul singur. Mă, personajul nostru, din nou, este un personaj fictiv care ține la principiile lui și chiar se duce până în pânzele albe ca să facă o diferență, să schimbe ceva, pe când în realitate probabil că s-ar fi oprit mult mai devreme lucrurile. Așa cum sunt convins că există medici în sistemul medical și nu numai, care încearcă să schimbe ceva, dar ajung într-un punct în care își dau seama că dacă merg mai departe, pățesc la fel ca personajul din filmul nostru și probabil că nu sunt dispuși să-și asume riscul ăsta pe bună dreptate și înțeleg oamenii ăștia că nu poate să jiște viața ei de unul singur pentru binele unor oameni care probabil că și-ar dori și ei schimbarea, dar n-ar prea pune osul. Da, și care dacă nu reușești să ajungi și să-ți atingi, să faci o diferență în mod real, probabil că oricum o să te desconsideri și zic că uite-mă și pe nebunul a vrut el, mă, să facă pe viteazul aici și... Avem noi problema asta, face pe deșteptul. Da. Am vrut să mai zic ceva și am uitat. Până ți-ai amintit da. Ce vreau să zici, hai să le amintim telespectatorilor. Mâine, miercuri și poi mâine, joi, filmul Să nu ucizi poate fi văzut la Zaleu, la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. De la ora 5 și de la ora 7:30, adică ora 17 și 19:30. În prezența actorului din rolul principal. Da, ambele proiecții vor fi urmate de niște sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul. Ați pus un preț foarte mic la bilete. 1 leu. Da. Asta e și un fel de acțiune manifest. Cumva. Vorbeam cumva, cu Darius da. Prodan, da, cel da, care v-a adus practic aici, conducătorul Asociației Proteatru, că e un fel de manifest față de o altă formă de pasivitate a noastră în fața lucrurilor care țin de cultură. Adică, spunem de multe ori, aș vrea să văd ce rău îmi pare că nu văd la mine în oraș, că nu este la mine în oraș, dar în momentul în care este... Parcă ți-e așa, cam lene, să te duci și să vezi. Nu știu, nu... Avem această stare de pasivitate și nu pot și, să mă pronunț în... Probabil că tu știi mai bine, că, pentru că... Tu nu ești din localitate, nu mai ești din localitate. Eu fiind din localitate, am asistat mai rar la tipul ăsta de activități. Când eram eu în liceu și organizam și noi spectacole și făceam tot felul de lucruri, veneau oamenii, adică s-a întâmplat să organizăm un eveniment și la Casa de Cultură și să avem sala goală. Nu știu cum s-au schimbat lucrurile de atunci și ce, de când am plecat eu la facultate și cum au evoluat lucrurile, dar eu sper să nu fie chiar așa cum zici tu și să vină mâine oamenii la film. Se mai schimbă. Ideea era că prețul unui bilet este foarte, foarte mic. Da, noi am vrut să... Deși în România nu cred că faci o afacere din filme, indiferent cât ar fi prețul caz. Biletului, n-ai cum să ieși pe profit. Nu, în niciun caz. N-ai. Și nu face nimeni în România filme, sau probabil că prea puțin, din banii proprii. Că nu ai cum. Să faci un film e extrem de costisitor. Mai ales fiind conștient că după ce l-ai făcut, n-ai nicio șansă să-ți recuperezi investiția, pentru că românii la filme românești nu se prea duc. Deci, da, nu prea e cum să faci o afacere din film. Oamenii care fac film fac asta din pasiune, e enorm de multă muncă, de timp consumat și energie ca să facă un lucru din pasiune, pentru că își doresc să facă asta, pentru că iubesc să facă asta. Vi s-a întâmplat, acum mi-am amintit, vi s-a întâmplat să se compare în vreun fel filmul vostru, să vi se spună că v-ați luat oarecum sau că ați copiat sau ați continuat o idee a unui film mai vechi, Moartea domnului Lăzărescu? Era un alt film cu un subiect asemănător, moartea unui pacient plimbat între spitale. Este un subiect asemănător în sensul în care acțiunea din Moartea domnului Lăzărescu se întâmplă tot în lumea asta a sistemului medical. Dar în filmul ăla e vorba despre altceva.
nu despre neajunsurile sistemului medical neapărat, ci despre drama unui cetățean care nu are pe nimeni să aibă grijă de el, e purtat și mai departe, dar accentul în filmul ăla nu e pus pe uite, domnule, ce nasol e la noi în spitale. Chiar dacă se înțelege lucrul ăsta din filmul respectiv. Pe când noi ne-am dus direct pe problema asta și am vorbit direct și deschis despre faptul că nu e ok ce se întâmplă. Ce te-a atras cel mai mult în momentul în care ți s-a propus acest rol? E primul tău rol într-un lungmetraj? Da, primul rol într-un lungmetraj, da. Și rol principal, ca așa, figurație. Și rol greu. Da, exact lucrul ăsta. Faptul că e un subiect care e foarte important. Este important să nu mai lăsăm lucrurile să meargă mai departe așa cum sunt. Când am citit scenariul, primul mesaj pe care l-am trimis a fost când îl facem, când ne apucăm. Pentru că cred că este foarte important să înțelegem că nu degeaba stăm în fața televizoarelor, scriem pe Facebook, mamă, ăla, nu știu cum, ce prost e ăla, ce isteț e ăla, că nu rezolvăm nimic așa. Scriem pe Facebook și am impresia că ne-am făcut datoria. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Căutați, informați-vă, există asociații, există ONG-uri, există organizații care încearcă să facă lucruri și care au nevoie de sprijinul oamenilor, dar săracii umblă ei și se agită, bă, veniți să ne ajutați și pe noi, avem nevoie, nu vreți să ne ajutați și pe noi. În loc să scriu un coment pe Facebook ce prost e cu tare sau ce puțin instruit e alt, pune mâna și informează și documentează ce poți face în mod real, concret, fizic. Mă duc și vorbesc cu aia, adun gunoaie de pe jos și le arunc la gunoi. Orice. Dar fapte nu vorbe. Nu știu dacă a fost slogan electoral al unui partid. Dar a fost la un moment. Probabil, da. Slogan a rămas. Da, din păcate. Spuneai că rolul ți-a plăcut din prima, tocmai prin complexitatea lui și prin faptul că punctează o problemă foarte, foarte importantă. Da. Ai în jurul tău sau ai cunoscut cazuri asemănătoare, nu neapărat decese, dar persoane care să treacă prin dificultăți în sistemul sanitar din România și aceste situații să-ți întărâte cumva personajul, că spuneai că tu ești diferit față de medicul, da, Cristian Badea, tu ai fi avut niște reacții mult mai vulcanice. Da, nu cred că există cetățean în țara asta care să nu cunoască sau să nu fi trecut prin situații de genul ăsta în sistemul nostru medical. Ce mi se pare mult mai grav, ca să zic așa, este faptul că știu, cunosc medici cu care am purtat discuții și în pregătirea pentru film și după aia despre lucrul ăsta. Oameni care sunt conștienți că lucrurile nu sunt așa cum trebuie, că nu funcționează, care și-ar dori să poată să facă ceva, ca să schimbe ceva și știu că sunt, din păcate, neputincioși, pentru că sistemul a ajuns la felul ăsta de a funcționa într-un timp destul de lung și, din nou, de unul singur e aproape imposibil să schimbi ceva. Nu e imposibil, dar extrem de greu, mai ales de unul singur. Care e partea care ți s-a părut cea mai grea la rolul tău? Este o scenă la procuratură. Aia a fost secvența care a fost cel mai greu de făcut, pentru că la un moment în care personajul devine mai vulnerabil, un lucru care din nou e diferit între mine și personaj, eu care sunt mai puțin sensibil și mai puțin vulnerabil, iar personajul acolo trebuie să aibă o mini macro cădere nervoasă. Ăla e un moment care pentru mine a fost un pic mai dificil, dar eu sper că a ieșit așa cum trebuie. Cea mai memorabilă, să zicem așa, replică din film care ți-a rămas? Cea mai memorabilă, dar într-un sens negativ, pentru mine este
exact replica de părinților despre care am vorbit mai devreme cu nu, lăsați-ne de un doctor. Așa a vrut Dumnezeu. Mi se pare din păcate că ne definește și că nu știu cum și ce ar trebui să facem să ieșim din gaura asta neagră de din gândirea asta cu asta e. Cred că văzându-ne în film, exact așa cum suntem, de altfel, am putea avea așa un șoc. Deci nu e bine. Adică, de multe ori când vezi o greșeală pe care o faci tu, când o vezi făcută de altul, o observi, vezi că ceva nu e în regulă. Ar putea funcționa așa și filmul? Sper. Adică, ideea asta este. Da, oamenii să vadă și zică, uite că așa am făcut și atunci. Da, acum nu mi se mai pare că e bine cum am făcut. Data viitoare, încerc altfel. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ultimele minute sunt ale tale. Un mesaj pentru Zălăuani. Vă aștept cu mare drag la proiecția filmului Să nu ucizi, mâine și poimine la Centrul de Cultură și Arte al Județului Sălaj de la ora 17 și la ora 19:30. Și vreau să-i mulțumesc lui Darius Prodan, care s-a ocupat de promovare și de vândut bilete și de tot ce a însemnat organizarea aici pe plan local. Hai să pomenim și regizorii, să-i mai spunem o dată. Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga, ei au și scris scenariul pentru film, ei au și regizat film. Și un scurt mesaj, o scurtă prezentare de 30 de secunde a filmului, un fel de trailer. Filmul Să nu ucizi este povestea unui medic chirurg pediatru din București care pierde un pacient în urma unei operații de rutină, dar pierde pacientul din cauza dezinfectanților ineficienți din spital și încearcă să facă ceva în legătură cu problema asta pe care a sesizat-o de ceva timp, iar în lupta asta lui cu sistemul ca să încerce să schimbe ceva, trece prin tot felul de experiențe și înțelege niște lucruri despre lumea în care trăiește, din păcate. Nu vă spun cum se termină, veniți mâine și poimâine și vedeți cu ochii voștri. Alexandru Suciu, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Să nu ucizi, un film care cu siguranță merită văzut, chiar și pentru faptul că rolul principal este jucat de un zălăuan de al nostru, Alexandru Suciu. Puțini actori avem noi la București. Puțini actori a dat zalăul, așa că atunci când apar și mai vin și în fața noastră, e păcat să-i ratăm. Seară bună tuturor! Pitagora a avut trei feluri de discipoli, cei care ascultau, cei care puteau să pună întrebări și cei care erau egali de Pitagora. Deci la început ai dreptul doar să asculți. Ai ascultat? Și am început și eu. Am ascultat, n-am pus întrebări. Nu înțelegi. Nu înțeleg. Nu înțelegi deloc. Da, mă, sunt șocat că nu m-ai susținut. Și ce fi vrut să fac, să mă pun rău cu profesorul? Să știi că profesorul te place. Eu te-am învățat să ții bisturiul în mână, nu tu pe mine. Obraznicule!